Bine, ne reîntâlnim în câmpurile experimentale ale stațiunii de cercetare dezvoltare agricolă de la Secuieni. Din păcate, și anul acesta, la fel ca în anul 2020, prin intermediul undelor, deci online. Dacă în anii anteriori organizam manifestări de popularizare a rezultatelor dedicate unei singure culturi, cum am organizat, spre exemplu, la soia, an de an manifestări de popularizare a rezultatelor obținute la Secuieni, intitulate sugestiv Ziua Soiei, iată că anul acesta am început derularea unui proiect nou, proiect prin care, într-o platformă demonstrativă, am concentrat un număr mare de specii cu un conținut ridicat în proteină și platforma am denumit-o platformă pentru proteină vegetală. Platforma este organizată împreună cu domnul director, domnul doctor inginer Dragoș Dima, reprezentant al asociației AIDER, asociație care promovează agricultura integrată, durabilă, economic rentabilă și care și-a propus să concentreze un număr mare de specii în cadrul unei platforme în ceea ce privește comportarea acestora pentru condițiile pedoclimatice din zona noastră, dar în cadrul platformei urmărim și influența unor verigi tehnologice în vederea elaborării tehnologiilor de cultivare a speciilor introduse în platformă. Proiectul se înscrie perfect în sfera preocupărilor actuale, existente atât la nivel național cât și la nivel internațional, acela de diversificare a speciilor agricole, de stabilire a strategiilor în vederea creșterii cantitative și calitative a producțiilor agricole, în condițiile în care resursele naturale sunt limitate, pe fondul creșterii accelerate a populației globului. Ca atare ne revine sarcina să gestionăm foarte bine resursele existente pentru a le transmite și generațiilor viitoare. Platforma pe care o prezentăm astăzi este organizată și derulată de colectivul Laboratorului de Agrofitotehnia Culturilor din cadrul stațiunii noastre. Toată activitatea a fost și este coordonată de colega doctor inginer Andra Leonte. Platforma este amplasată în câmpul Laboratorului de Agrofitotehnia Culturilor. Astăzi ne-am propus să prezentăm comportarea unor specii, soiuri și hibrizi, dar și influența verigilor tehnologice asupra creșterii și dezvoltării acestor specii în condițiile specifice ale anului agricol 2020-2021. An agricol care, după datele climatice înregistrate la stația meteorologică proprie a stațiunii, pe cele 10 luni calendaristice pe care le-am traversat, se caracterizează ca fiind un an agricol călduros sub aspectul temperaturilor. Temperatura medie anuală pentru cele 10 luni este mai mare cu 1,7 grade Celsius față de temperatura medie multianuală pentru același interval, iar sub aspectul precipitațiilor, anul agricol se caracterizează ca fiind un an agricol secetos. Pe cele 10 luni calendaristice, suma anuală a precipitațiilor înregistrate la stația noastră este de 313 mm față de 438 de mm cât este suma multianuală pentru același interval. Deci iată, înregistrăm un deficit de precipitații de 125 de mm. Dacă analizăm datele climatice lunare,
Putem afirma că anul agricol 2020-2021 a fost un an și este un an total atipic, atât sub aspectul temperaturilor, cât și sub aspectul precipitațiilor. Temperaturile medii lunare, cu excepția lunilor aprilie și mai, în restul lunilor calendaristice au fost mai ridicate decât temperaturile medii lunare multianuale. Deci, luna aprilie și mai, din cadrul acestei primăveri, au fost răcoroase. Primăvara o caracterizăm ca fiind o primăvară răcoroasă. În ceea ce privește precipitațiile lunare, acestea au fost mai scăzute în toate lunile calendaristice ale acestui an agricol, cu excepția lunilor decembrie și martie, când abaterile au fost pozitive. În restul lunilor, abaterile de la media multianuală au fost negative. Dacă la un prim aspect am putea afirma că anul acesta am avut precipitații suficiente, iată că prin monitorizarea datelor rezultă că precipitațiile au fost mai reduse decât media multianuală. În schimb, s-a constatat o întindere a precipitațiilor pe o durată calendaristică mare. Astfel că în luna aprilie, din 30 de zile calendaristice, 12 zile au fost cu precipitații. Luna mai, din cele 31 de zile calendaristice, în 17 zile am înregistrat precipitații. În iunie, din 30 de zile calendaristice, în 21 de zile am înregistrat precipitații, iar în luna iulie, din 31 de zile, în 11 au căzut precipitații. Însă, cantitatea precipitațiilor căzute a fost mai redusă, pentru că am văzut, în fiecare lună am înregistrat medii lunare mai mici decât mediile lunare multianuale. Ei, această atipicitate a anului agricol 2020-2021 a avut influențe negative în ceea ce privește germinarea și răsărirea plantelor din platforma demonstrativă pentru proteină vegetală, și mă refer aici la culturile de leguminoase, dar și la cultura de sorg. Culturi care au fost însămânțate cu începere din a treia decadă a lunii martie și până în a treia decadă a lunii aprilie, asta datorită temperaturilor ridicate din luna aprilie. Plantele răsărite apoi au avut o creștere și o dezvoltare lentă, tot datorită diferențelor de temperaturi înregistrate în luna mai. În schimb, precipitațiile căzute pe o întindere calendaristică destul de mare ne-au influențat și ne-au împiedicat efectuarea lucrărilor de întreținere, în special a celor de combatere a buruienilor prin erbicidări preemergente și postemergente. Uneori eram chiar în imposibilitatea de a efectua aceste lucrări la momentul optim, iar precipitațiile căzute în luna iunie au condus la o reinfestare a culturilor agricole cu specii de burieni mono și dicotiledonate. La speciile de leguminoase pentru boabe, cum este mazărea și soia, la soiurile cu creștere nedeterminată sau parțial determinată, plantele au crescut luxuriant, iar ploile însoțite de vânturi și furtuni de la finele lunii iunie, începutul lunii iulie, au condus la căderea acestor plante cu influențe negative asupra producției din punct de vedere cantitativ și calitativ. Dar toate aceste aspecte, sigur, vor fi prezentate
astăzi în cadrul platformei de către colega doctor inginer Andra Leonte, așa cum spuneam, coordonatorul acestui proiect de cercetare, dar și de partenerii noștri, reprezentanți ai companiilor producătoare de semințe și material semincer, producătoare de îngrășăminte și biostimulatori, producătoare de substanțe pentru protecția plantelor împotriva bolilor, dăunătorilor și a buruienilor. Eu țin să felicit colectivul de agrofitotehnia culturilor pentru modul de implicare în derularea acestui proiect. Le mulțumesc partenerilor noștri de la companiile producătoare de inputuri pentru colaborare. Îi asigur de întreaga seriozitate a colectivului de cercetători și specialiști ai stațiunii Secuieni și asigur de colaborarea noastră și pe viitor. Le doresc mult succes în prezentarea rezultatelor obținute în condițiile climatice ale anului agricol 2020-2021 la stațiunea de cercetare dezvoltare agricolă de la Secuieni. Bună ziua! Bine ați venit în cadrul platformei pentru proteină vegetală, o platformă ce în acest an am împărțit-o în patru părți. În prima parte am studiat un sortiment de 51 de soiuri de soia, având proveniență autohtonă și străină, ele provenind de la stațiunea de cercetare dezvoltare agricolă Turta, de la Dănosat, Saten Union, Probstdorfer, Venturoli, Progrenția, Quality Crops, KVS și Lidea. În cea de-a doua parte am studiat influența unor tratamente aplicate atât la sămânță, cât și în vegetație, cu produse de la Daimsa, Biohumusol, Transapicola, Holland Farming, Brinco și Rizobacter. Am mai testat și o serie de erbicide care au fost aplicate pre-emergent și post-emergent ale firmei BASF și a celor de la Belchim. Iar în finalul platformei avem un număr de 11 hibrizi de sorg, de boabe, ce aparțin firmei KVS și Lidea. Experiențele au fost amplasate pe un tip de sol cernoziom tipic cambic, caracterizat ca fiind bine aprovizionat în fosfor și potasiu mobil, moderat aprovizionat în azot, slab acid și având un conținut în humus de 2,3%. Ca și tehnologie, am aplicat în toamnă o lucrare de arat, iar în primăvară am venit cu o lucrare cu administrarea îngrășămintelor de tip MPK 16-16-16 cu o doză de 300 de kg la hectar. Am aplicat o lucrare cu combinatorul, urmată de lucrarea de semănat. În acest an, plantele s-au dezvoltat bine, precipitațiile au fost repartizate aproape în fiecare zi, dar culturile arată bine, sper să vă placă și vă mulțumesc tuturor colaboratorilor care vin de atâția ani în platforma proteică. Le urez mult succes și sper să vă placă ceea ce veți vedea astăzi. Bună ziua, ne aflăm astăzi în platforma Asociației AIDER, organizată la Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă de la Secuieni, platformă în care testăm cultura de soia și 8 specii de leguminoase pentru boabe, mazăre, năut, fasole, linte, latir, măzăriche sau lupin. Platforma face parte din proiectul european Diver Impact, proiect finanțat prin programul de cercetare inovare Horizon 2020. Proiectul Diver Impact are ca obiective diversificarea sistemelor de cultură. Că vorbim de rotații mai lungi, intercropping, relay cropping, ideal ar fi o combinație din toate aceste strategii. În Diver Impact suntem 34 de parteneri din 11 țări europene. Coordonatorul consorțiului este INRA. Fiecare partener din cei 34 reprezintă un studiu de caz și are un obiectiv specific de diversificare în funcție de problemele lor particulare. Fie că vorbim de spargerea monoculturii, de calitatea apelor, poate o presiune neobișnuită de buruieni, boli sau dăunători,
introducerea în sistemele de producție a culturilor de nișă sunt doar câteva dintre exemple. În România, proiectul Diver Impact este implementat de AIDER, suntem studiul de caz numărul 8 și urmărim introducerea în asolament a culturilor de leguminoase pentru rotații mai lungi și toate celelalte beneficii pe care culturile de leguminoase le aduc sistemelor de producție. Știm deja, în România rotațiile sunt scurte, foarte scurte, 3-4 ani, în principal cu grâu, porumb, floarea soarelui și sau rapiță. Toate acestea au un efect nefavorabil asupra calității solului, asupra biodiversității, asupra controlului de boli dăunători sau buruieni, doar câteva dintre ele. Pentru proiectul Diver Impact lucrăm îndeaproape cu fermierii. Deja avem ferme membre AIDER care au integrat cu succes culturii ca mazăre, năut, fasole sau soia. În principal în tehnologii minime de lucrări sau fără lucrări ale solului, vorbim de minim till sau no till. Stăpânesc tehnologia de cultură după perioade lungi de teste și au informații valoroase pentru noi atât despre tehnologia de cultivare cât și alte aspecte agronomice și mai ales economice. În fermele noastre testăm și alte leguminoase, cum ar fi linte, lupin, latir, bob sau măzăriche. Aceste specii sunt folosite în principal în amestecuri de covoare vegetare, dar au mare potențial, sunt foarte valoroase și pentru alimentația umană sau în furajare. Pe lângă fermele membre, în demersul nostru ni s-au alăturat și stațiunile de cercetare și companiile din agribusiness. Avem obiective comune, diversificarea sistemelor de cultură și dezvoltarea unei piețe, atât în aval cât și în amonte, astfel încât aceste culturi să devină profitabile și astfel mai atractive pentru producători, procesatori și consumatorii finali. În cazul de față, în parteneria cu stațiunea de cercetare dezvoltare agricolă de la Secuieni și cu companiile producătoare și furnizoare de semințe, fertilizanți sau produse de protecție a plantelor, am organizat platforma de leguminoase pentru boabe. Avem aici 8 specii de leguminoase, 26 de soiuri și testăm de asemenea și cultura de soia, 51 de soiuri de la 9 companii partenere. Platforma de la Secuieni este una dintre cele 3 platforme în care noi testăm leguminoasele pentru boabe, celelalte două sunt în parteneriat cu stațiunea de cercetare și dezvoltare agricolă de la Turda și cu Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca. Toate aceste 3 platforme sunt reunite sub conceptul de platforma pentru proteină vegetală. Platforma pentru proteină vegetală este sub coordonarea domnului Dragoș Dima și pentru platforma de la Secuieni. Îi mulțumim doamnei doctor inginer Elena Trotuș și doamnei doctor inginer Alexandra Leonte, precum și echipei de tehnicieni agricoli. Am pregătit pentru dumneavoastră un material video de prezentare a platformelor. Suntem mai mult decât bucuroși să vă răspundem la întrebări și să împărtășim cu dumneavoastră rezultatele testelor. Vă stăm la dispoziție pentru orice informație legată de testele noastre și sunteți chiar bineveniți să le vizitați. Compania Donausat este prezentă cu 13 soiuri de soia, soiuri mai timpurii și care au o stabilitate bună. Sunt deja la formare păstăi și umplere boabe. După cum puteți vedea, soiul de 4-0 s-a îngălbenit, iar urmează să-i se noteze începutul maturității. Celelalte soiuri sunt soiuri pretabile recoltatului mecanizat, având o înălțime de inserție bună și cu o talie mediu spre înalt. Aceste soiuri, având pubescență de cenușie, dar și roșcată, fiind soiuri cu o creștere semideterminată și unele chiar cu o creștere determinată.
Bună ziua, numele meu este Dan Vasiliu, sunt regional sales manager pe regiunea de nord-est în grupul companiei Lidea. După cum știți, Lidea oferă o gamă variată de produse, atât de produse cât și servicii, pentru a mări performanța fermierilor. Ne bucurăm să facem parte din platforma de proteină vegetală de la stațiunea de cercetare SCDA Secuieni și anul acesta venim cu două, cu soia și cu sorg. Varietățile de soia sunt următoarele. Director, grupa de maturitate 00, un hibrid cu un soi cu o pornire în vegetație foarte bună și un conținut foarte ridicat de proteină, peste 40-41%. Soiul Mentor, grupa de maturitate 00, este cel mai vândut soi de soia de la grupul Lidea. Avantajul, marele avantaj al lui e că la recoltare are pierderi minime, deoarece primul strat de inserție al păstăilor este undeva la 16-18 cm față de sol. De asemenea, avem un soi nou, ESG 1943, grupa de maturitate 2, are un conținut foarte ridicat de proteină. Isidor, grupa de maturitate 1, potențial, capacitate excelentă de ramificare, tulpină robustă, are un conținut foarte mare de proteină, aproximativ 42%. Tribor, soi grupa de maturitate 0, are o toleranță crescută la cădere, omogenitate foarte bună, pilozitate albă, ușor de identificat la final de vegetație. Cea de-a doua specie este sorgul. Compania Lidea are atât sorg cu boabe roșii, cât și sorg cu boabe albe. Hibridul arabesc este un soi, un hibrid extra timpuriu cu bob alb. Panicul semi-compact, vigoare foarte bună la pornirea în vegetație. Armoricul, da, Aliveu. Aliveu, hibrid semi-timpuriu cu bob roșu, cel mai performant și cel mai bine vândut hibrid de sorg de la compania Lidea. De asemenea, hibridul fern, semi-timpuriu, cu bob roșu, are sensibilitate scăzută la sterilitatea apicală. Următorul hibrid, muson, hibrid semi-timpuriu, hibrid nou, cu bob alb, toleranță foarte bună la boli, tale mică, toleranță foarte bună la cădere. De asemenea, ultimul hibrid, șamal, hibrid timpuriu cu bob roșu, vigoare foarte bună la pornirea vegetației, are un conținut redus de tanin. După cum știți, sorgul, ca să poată fi folosit atât în, producția vegetală cât și animală, trebuie să aibă un conținut scăzut de tanin, sub 3%. Mulțumesc! Vă prezint pe scurt câteva soiuri de soia și câțiva hibrizi pe care avem în testare de sorg. O să încep cu soiul Anica. Grupa de maturitate 1 este un semi-tardiv. Acest soi s-a predat și a dat rezultate foarte bune în testele făcute de independențe, cu laboratorul și independenți, în special de firma de APPR, Asociația Producătorilor de Pornit România, anul trecut. A ieșit între primii ca și producție. Ce pot să spun despre el? Că are o rezistență foarte bună la cădere, rezistență foarte bună la dehiscența păstăilor, rotare medie înaltă și culoarea se mai poate vedea, este violacee, culoarea florilor. Încă o dată, este un soi extraordinar care a dat rezultate foarte bune. În continuare, noi de la Product Management, din firma Caves, nu stăm și ne uităm doar la un singur soi. Căutăm și vedem rezultatele de producție. Avem soiul Anet, o grupă de maturitate 0. De ce facem asta? Pentru că nu dorim să ne axăm doar pe semi-tardiv. Încercăm să le oferim fermierilor absolut tot ceea ce au ei nevoie, toate grupele de maturitate. Și acest soi a fost vândut în România cu rezultate foarte bune. Mai departe, avem soiul Basac. Este în teste, nu o să mă
axez foarte mult pe aceștia. Doar să, așa, vi prezint ca și idee, grupa de maturitate 0. Mai avem soiul Giachi. Făcut, puteți vedea, sunt, plantele sunt sănătoase, talia este mare, elementele de producție se văd foarte bine. Păstăile sunt formate. Aceste soiuri, ca și primul, sunt foarte rezistente la dehiscența păstăilor, deci la scuturare. Sunt foarte, foarte rezistente la scuturare. Și apoi mergem de unde începe totul, de la cei cu coduri, care încă sunt la început, care încă nu și-au câștigat numele, să spunem așa. O grupă de maturitate 0+. Puteți vedea că aici asigurăm destul de o paletă foarte largă de cerințe ale fermierilor. În continuare o să discutăm despre sorg. De ce despre sorg? Pentru că este o cultură cu potențial foarte bun, atât și care vine în ajutorul schimbărilor, în ajutor un pic ca să contracareze schimbările climatice. E o cultură care rezistă foarte bine la căldură. E o cultură care merge foarte bine acolo unde porumbul nu rezistă, unde este prea, prea cald pentru porumb. Și a început să aibă din ce în ce mai multe utilizări. Pe lângă partea de furaj pentru animale, mă refer la, discutăm de cel de boabe și nu cel de siloz, a început să fie folosit și în alimentația umană, în special în Italia. Firma Caves testează de foarte mulți ani hibrizii de sorg și ce avem aici? Avem 5 hibrizi cu grupe iarăși diferite de maturitate. De ce? Iarăși pentru a veni și a asigura o paletă cât mai largă de acoperire a tuturor zonelor climatice din țară și a necesităților fermierilor. Începem cu un semitardiv, Octavius. Putem vedea talie foarte înaltă. Plantele sunt bine dezvoltate, sunt puternice, tulpina este puternică, panicul este bine dezvoltat. Mergem mai departe la un hibrid care a fost vândut în țară și care, în urma testelor, inclusiv în această zonă, în zona Neamțului, a dat rezultate foarte bune. Nemesis a fost cerut și a fost dat punctual la anumiți fermieri. Deci este un hibrid extraordinar, este un semi-timpuriu, poate și de aceea se pretează foarte bine în această zonă. Ce putem spune? Elementele de producție. Încă este prematur, dar se pot vedea boabele, încă nu s-au format de plin, încă se polenizează, se văd anterele. Talie foarte, foarte bună și este omogen. În continuare, pe lângă ce avem prezentat aici, mai avem și alți hibrizi noi. Am spus, noi la Product Management în Caves asta facem. Testăm. Pentru a veni în ajutorul fermierilor, pentru a le oferi exact ceea ce au ei nevoie. Avem un semitardiv, se poate vedea, este mult mai întârziat față de Nemesis, față de cel semutimpuriu, dar și acesta arată bine, este uniform, foarte bine dezvoltat. Acum o să așteptăm proba cântarului. Mergem mai departe tot la un semitardiv. Nu o să mă axez asupra numelor pentru că ele nu contează momentan. Sunt doar niște cifre, nu sunt nume. Și aici putem să vedem că este tot un semitardiv. O dezvoltare un pic mai întârziată datorită curpei de maturitate, dar elementele de producție sunt aici, cultura arată bine, așteptăm, plantele sunt sănătoase, puteți vedea, nu suferă de nimic. Bună ziua și bine ați venit în câmpul demonstrativ al companiei Saten Union. Numele meu este Simona Boboc, sunt product manager cereale și leguminoase. Astăzi vom vorbi despre varietățile de soia aflate în portofoliul nostru.
Voi începe prima dată cu iacari, care este cel mai timpuriu soi pe care noi îl comercializăm. Face parte din categoria de maturitate 3-0. Este un soi cu înălțimea plantelor medie, dar și o rezistență bună față de bolile foliare și față de arșiță. Dakota, următorul soi despre care vorbim astăzi, este cel mai comercializat soi din cadrul companiei. Putem spune că este un soi robust, cu înălțimea, cu talia plantelor medie. Ceea ce îl face remarcat este inserția primului etaj de păstăi, iar aici vă pot arăta. Se realizează la 12 cm, ceea ce face să eliminăm pierderile de producție. Este un soi cu o toleranță ridicată față de boli și față de secetă. Corana, un alt soi pe care noi îl comercializăm, face parte tot din categoria de maturitate 2-0, este tot un soi semitimpuriu, cu o toleranță ridicată, ridicată la bolile foliare și la arșiță. Toate cele trei soiuri prezintă un potențial de producție ridicat și se pretează pentru toate zonele de cultură ale soiei din țara noastră. Vă mulțumesc și vă urez recolte bogate! Bună ziua, mă numesc Rezira Luca și sunt inginer în cadrul laboratorului de ameliorare a soiei de la SCDA Turda, stațiune care are în portofoliu 22 de soiuri, iar 16 dintre ele sunt omologate în ultimii 10 ani. Suntem prezenți în cadrul platformei de soia de la SCDA Secuieni cu 7 soiuri reprezentative stațiunii din 3 grupe de maturitate diferite. Soiul Perla este un soi din grupa de maturitate foarte timpurie, un soi cu pubescență roșcată și floare violet, hil de culoare maro, iar are un potențial de producție de 3400. Acest soi se poate recolta în ultima decadă a lunii august, prima decadă a lunii septembrie, eliberând foarte repede terenul. Soiurile Etalon, Onyx și Felix sunt soiuri care sunt cultivate pe suprafețe întinse în România, soiul Onyx fiind soiul martor în rețeaua Istis pentru grupa lui de maturitate, iar soiul Felix este pretabil industriei alimentare. Urmează soiurile Cristina și Caro, soiuri care în ultimii 10 ani fiind cele mai productive în zona noastră. Soiul Cristina este pretabil industriei alimentare, cu o masă 1000 de boabe ridicată, indici de calitate superiori, dar și un hil deschis la culoare. Soiul Caro, reprezentat de o stabilitate fantastică, fiind noul soi martor în rețeaua Istis pentru grupa lui de maturitate. Urmează soiul Ilinca, cel mai înalt soi creat la SCDA Turda, care și în condiții secetoase oferă producții mulțumitoare. Urmează soiul Raluca TD, fiind dintr-o grupă de maturitate mai târzie, din grupa soiurilor semitimpurii, având un potențial de producție mai ridicat, de 5 tone la hectar, aceasta fiind caracterizat printr-o arhitectură diferită a plantei, cu o creștere determinată și un număr de păstăi mare per plantă. Acesta având de asemenea indici de calitate superior, cu un conținut de proteină de peste 41% și un conținut de ulei de 22%. Aturile soiurilor create la SCDA Turda fiind înălțimea de inserție ridicată, acestea fiind pretabile recoltatului mecanizat cu pierderi minime. Noi mulțumim stațiunii Secuieni, care a fost alături de noi în promovarea soiurilor și hibrizilor creați la Turda. Bună ziua! Ne pare bine să fim din nou aici în stațiunea de cercetare de la Secuieni, împreună cu Dona Usoia. Numele meu este Laurențiu Oprea, director comercial la BHS Bio Innovation. Suntem bucuroși să testăm din nou pentru al treilea an și să vedem rezultatele
produselor noastre, începând cu tratamentul sămânță, biosem și biohumusol, tratamentul de fertilizare, biohumusol și etamin și tratamentul pentru protecție împotriva dăunătorilor, bioprotect și Nemex. Atât aici în stațiunea de cercetare de la Secuieni, cât și în celelalte ferme din zona, aceste tratamente au avut un rol important în desăvârșirea culturii în acest an, dar și anul trecut, când a fost o perioadă mult mai dificilă, un an foarte secetos. Sunt produse românești, certificate ecologic, și ne dorim să ajungem la cât mai mulți fermieri care doresc să treacă către agricultura ecologică sau vor să aibă producții din ce în ce mai bune chiar și în agricultura convențională. Lucrurile sunt dovedite deja atât aici în stațiunile de cercetare cât și în fermele agricultorilor români care au înțeles că pot avea calitate folosind produse românești certificate ecologic. În acest an, în cultura de soia, am aplicat și o serie de îngrășăminte în diferite doze aparținând celor de la Brimstone. Am folosit ca și tip de îngrășământ Brimstone HP și Brimstone 90. Brimstone 90 este un produs format din 90% sulf liber și 10% argilă de bentonită. Este un produs de sulf degradabil sub formă de pastilă ce poate fi aplicat atât drept sursă de sulf nutritivă pentru plante ca ameliorant al solului și pentru corectarea solurilor alcaline problematice. Brimstone 90 crește nivelurile de sulf din sol și revitalizează pierderile de sulf asociate cu nutrienții solubii ai plantelor. Atunci când este aplicat, drept parte a unui program echilibrat de îngrășăminte, va furniza o sursă de sulf pentru tot sezonul. Produsul se aplică atât în timpul procesului de arare, cât și la semănat. Proporția de aplicare variază de la 50 de kg până la 250 de kg la hectar, în funcție de nivelurile de testare a culturilor și a solului. Sulful este vital pentru viață și esențial pentru creșterea plantelor. Acesta contribuie și la obținerea unui randament și o calitate mai ridicată a culturilor în diferite moduri. Oferă în mod direct valoare nutrițională, crește randamentul avut asupra plantelor și altor nutrienți esențiali, în special azotul și fosforul, și a unor micronutrienți, cum ar fi zinc, fier, cupru, mangan și bor. Îmbunătățește calitatea producției culturilor prin creșterea conținutului de proteină și de ulei și a calității cerealelor la măcinare și coacere, dar și a valorilor nutriționale. Ca și în ultimele 2 ani de zile, la Secuieni am făcut 2 loturi în soia pentru testare, diferite tratamente, diferite combinații de biostimulatorii, să vedem efectivitatea, cost economic și randament la producție. În primul lot avem un tratament complet în care am folosit Raithamix și Naturamil Cobalt cu Volibden, 2 litri pe tonă la fiecare, la tratat sămânță. În vegetație s-a făcut un tratament de Raithamix cu Naturamin WSP plus Naturamin Cobalt cu Molibden și spray fix adjuvant și un al doilea tratament cu citoplant, citochinine naturale pentru legare, divizie celulară, pleniflor pentru stimulare înflorire, bor cu molibden cu strați de algemarine și Naturamin pentru stres. Am aplicat un tratament cu Naturfruit, potasiu liber de clor, important de spus, este pe bază de oxid de potasiu, nu de clorură de potasiu, pentru maturare, pentru coacere. În celălalt lot, unde avem un tratament mai simplu, un tratament la sămânță s-a folosit doar Raithamix 2 litri pe tonă, un tratament pe vegetație de Raithamix cu Naturamin plus spray fix și un tratament de pleniflor plus Naturamin VSP pentru stres. Costuri de tratamentele în mare este cam 150 de lei per hectar în tratamentul că am văzut acum. Tratamentul cel mai complex s-ar ridica cam la 500 de lei per hectar, tratamentul complet. În anii trecuți s-a obținut o producție mult mai mare, cam de 2 tone, 2 tone jumate în primul an, 800-900 de kilograme în al doilea an, depinde de și factore climatice.
acoperă costurile fără niciun fel de problemă și un tratament și celălalt. Anul acesta am aplicat deja la un fermier în zona Timiș, pe 20 de hectare, tratamentele experimentate 3 ani de zile la Secuieni, la Turda, în diferite stațiuni de cercetare. Aplicam la fermier, am aplicat pe 20 de hectare, din păcate ne-a bătut o piatră puternică zilele trecute. În zona Timiș a fost și o secetă cruntă, anul trecut a fost aici, anul acesta este în zona de vest și am aplicat acolo un tratament suplimentar de naturamin pentru că ne-a distrus toată cultura. Vedem acum cum se regenerează și ce urmărim este dacă investiția pe care o facem în produsele biostimulatoare acoperă producție în plus pe care o obținem. Ne aflăm astăzi în platforma Donau Soia, la stațiunea de cercetare și dezvoltare Secuieni, județul Neamț. În această platformă noi am intervenit cu 3 produse. Este vorba despre produsul Raicat Enraizador. Este un stimul pentru tratamentul seminței. L-am folosit în doză de 1 litru pe tona de sămânță. Acest biostimulator al seminței face ca germinația să fie 100%, ajută la o răsărire uniformă. Și în condiții de stres, în condiții de secetă, face ca germinația să fie mult mai bună. Am venit cu 2 tratamente în vegetație, cu produsul CropMax și cu produsul AgroLeaf Power 15-10-31. Biostimulatorul CropMax este practic produsul nostru de suflet. Cu el a început Holland Farming acum 24 de ani. Este un biostimulator folosit în agricultura ecologică și în agricultura convențională. Se pretează pentru toate tipurile de cultură. L-am folosit în doză de 1 litru la hectar, în 2 aplicări, împreună cu AgroLeaf Power 15-10-31, în doză de 5 kg la hectar. CropMax este un biostimulator care conține polizaharide, polivitamine, fitohormon de creștere, auxine, citochine, gimbereline și un cumul foarte important de microelemente. În momentul în care avem un stres pe plantă favorizat de secetă sau de apariția anumitor boli sau dăunători, aplicarea anumitor produse de protecție a plantelor, cum ar fi fungicide, insecticide, împreună cu produsul CropMax face ca efectul lor să fie mult mai bun. Totodată, produsul AgroLeaf Power, l-am aplicat în doză de 5 kg, este un foliar premium, am putea spune, are o tehnologie de dublă penetrare, asta înseamnă că imediat planta îl va absorbi, iar în dimineața următoare, atunci când planta se află în perioada ei de turgescență, își mai face încă o dată efectul. Are și un cumul foarte, foarte important de microelemente, fapt care ajută planta să treacă peste perioadele de stres, cauzate de secetă, cauzate de intemperii, de grindină. Cam atât am avut să vă spun. După cum vedeți, platforma arată extraordinar de bine, iar aplicarea celor 3 produse pe care le-am prezentat adineauri fac ca ea să arate și mai bine. Echipa Holland Farming dorește mult succes fermierilor și vă rog să încercați și să mă primiți în ferma dumneavoastră pentru a testa produsele noastre. În acest an, în platformă, avem 2 produse, ce le-am folosit ca tratament la sămânță, aparținând celor de la Rizoparter, iar produsele au fost Rizolic Top și Premax. Produsul Rizolic Top este un inoculant pe bază de Bradyzobium japonicum și asigură o colonizare rapidă și formarea de nodozități pe rădăcină, eficientă în procesarea azotului atmosferic și poate fi aplicată pe sămânță cu până la 20 de zile înainte de semănat. Ea are origine din Argentina, iar în cadrul stațiunii de cercetare dezvoltare agricolă Secuieni îl testăm în al 3-lea an. Al 2-lea produs Premax este un produs de protecție pentru inoculant și mărește perioada de la aplicare până la
semănat, protejând bacteriile de Bradyzobium japonicum împotriva stresului hidric sau chimic provocat de alte produse de tratament la sămânță. În cadrul acestei platforme suntem prezenți cu proiectul ăsta cu un tratament de inoculant pe bază de Bradyzobium japonicum. Noi producem un inoculant format din 7 tulpini care s-au comportat fiecare în anumite condiții pedoclimatice foarte bine în țară, de aceea lucrăm cu acest amestec. Acest produs oferă o siguranță în producție, un suport de producție de 20-25% plus un aport de 70-90 de kilograme de azot atmosferic care rămâne după cultură în sol. Pe lângă inoculantele pentru soia, producem pentru mazăre, fasole, minte, lucernă și trifoi. Văd că anul ăsta cultura arată foarte bine. Cu ăsta, cu condiții destul de bune și de ăsta și de precipitații, așa că ar fi o cultură uniformă, frumoasă. Sper să fie rezultatele pe măsură. Astăzi ne aflăm la platforma de soia, cultură mult iubită de toți fermierii. Platformă care are loc în locația Secuieni, Secuieni noi, exact, la societatea SCDA Secuieni, stațiune de cercetare, dezvoltare. Astăzi reprezint compania BASF și vreau să detailăm câteva, să punem câteva cuvinte despre produsele noastre pentru cultura de soia. În primul rând, compania BASF are pune la dispoziție fermierilor o gamă largă de produse și aș aminti doar produsele preemergente, produse erbicide pentru cultura burienilor mono și dicotiledonate. Avem produsul Frontier Forte, care este foarte cunoscut. Avem un produs mai complet, se numește produsul UIP. Este un erbicid cu aplicare preemergentă pentru controlul burienilor mono și dicotiledonate. Și de asemenea avem și o gamă de produse în post-emergență. Și aici aș vrea să detaliem mai mult despre produsul Corum. Astăzi, aici în spatele meu aveți aplicare, o singură doză a produsului Corum. Și vreau să vă spun câteva cuvinte despre produsul Corum. Corum este practic o soluție completă pentru burienile monocotile, dar în special pentru burienile dicotile greu de combătut din cultura de soia. Aici, în locația aceasta, s-a aplicat 1,95 litri pe hectar plus 1 litru de adjuvant DASH. Ce conține această soluție completă? Conține două substanțe active. Este o combinare perfectă între substanța activă de contact, bentazon, și o substanță activă sistemică, imazamox, potențiată de adjuvantul DASH. Este foarte important acest adjuvant, pe lângă substanțele active pe care le conține Corum. Discutăm de o aderență mai bună, o creștere a eficacității cu 10-15% datorită acestui adjuvant și un control deosebit pe burienele greu de combătut. Și discutăm despre Chenopodium, discutăm despre Poligonum, discutăm de o serie de burieni care sunt mai greu de combătut în cultura de soia. Nu este foarte ușor să controlăm aceste burieni. În schimb, compania BASF aduce este cunoscut acest produs și este unul dintre produsele de top ale companiei BASF. Ce aș putea adăuga la acest produs este următorul lucru. Dacă fermierii, datorită unor motive leste de înțeles, nu este umiditate la aplicarea preemergentelor, burienele din cultura de soia sunt foarte greu de controlat, pentru că cum bine știți, se aplică, cresc eșalonat, germinează în diferite etape și atunci, dacă nu utilizăm un preemergent, soluția Corum poate fi o soluție unică, dar trebuie să fim atenți la aplicarea și stadiul de burienilor. Și Corum, ca să mă adaug un scurt comentariu, Corumul se poate aplica atât în doză întreagă, cum vedeți că s-a aplicat în această platformă, dar și în doză secvențială. În special pentru, tocmai datorită acestui fapt, a
creșterii etapizate a buruienilor. Soluția pe care BASF o pune la dispoziția fermierilor este, repet, o soluție completă și una dintre cele mai bune soluții de erbicidat pentru buruienele dicotile și monocotile, privind combaterea buruienilor din cultura de soia. După cum vedeți, în spatele nostru avem un spectru de buruieni destul de mare, spunem noi. Vorbim de abutilon, vorbim de poligonum. Practic această zonă a fost o zonă netratată, o zonă în care nu s-a aplicat erbicide și, după cum vedeți, stânga este aplicat produsul corum, a lucrat impecabil anul acesta și ca de altfel în fiecare an, iar în porțiunea netratată avem în special buruieni dicotile, așa cum vă spuneam. Este specialistul buruienilor dicotile din cultura de soia. Așa că vă recomand cu mare drag utilizarea acestui produs, utilizarea ținând cont de stadiul buruienilor, de creșterea buruienilor și, bineînțeles, o să aveți o cultură de soia impecabilă ca protecție, ca un control al buruienilor. O altă noutate despre care aș vrea să discutăm, o noutate absolută din portofoliul companiei BASF, este produsul Pictor Activ. Produsul Pictor Activ este un produs cu două substanțe active sistemice care controlează în special controlează bolile din vegetație, este specialistul pe putregaiuri. Este o soluție nouă, este omologat și la cultura de soia. Așadar, produsul Pictor Activ este un produs care este omologat între dozele de 0,6 până la 1 litru. Putem discuta doar de o singură aplicare pe sezon sau putem aplica două tratamente. Foarte important la acest produs sunt aceste două substanțe noutate pentru cultura de soia, așa cum vă spuneam. Prima substanță din componența produsului Pictor Activ este boscalidul. Boscalidul este cunoscut drept un specialist pe putregaier, dacă discutăm putregaiul alb la cultura de soia. A doua substanță este piraclostrobin. Practic avem o combinație de două produse sistemice cu un control pe boli, pe bolile la soia, dar și un efect excellence. Face parte din, așa cum este cunoscut, brandul Excellence, brand care este prezent atât la cultura de produse care se aplică cât și la rapiță. Iată acum venim și cu noutate la soia. Repet, Pictor Activ este un produs care controlează foarte eficient bolile culturii de soia. Se poate aplica un singur tratament sau două tratamente, pentru că poate nu erau atât de importante bolile la soia sau mai puțin erau date importanță. Astăzi, când discutăm astăzi, bolile la soia sunt prezente în majoritatea culturilor, de aceea noi venim cu această noutate, un produs care să asigure un control eficient asupra bolilor, asupra agenților patogeni și, bineînțeles, să dea un randament cât mai bun prin acest produs, un randament cât mai bun la hectar. Și sperăm noi să fie un produs de viitor pentru cultura de soia și nu numai la cultura de soia este omologat acest Pictor Activ. Vă mulțumesc și vă doresc o zi cât mai plăcută. Bună ziua, numele meu este Călin Baciu, sunt directorul tehnic culturi horticole Belchim Crop Protection. Ne aflăm în câmpul experimental de la stațiunea Secuieni din Moldova. În spatele meu este lotul de soia, două variante cu erbicideri de la compania Belchim. Așa cum știți, soia este o cultură foarte sensibilă la îmburenare, dișmuirile de producție pot fi foarte mari și în același timp trebuie intervenit la timp pentru a obține producții mari și de calitate. O problemă importantă este faptul că o parte din burene au devenit deja rezistente la erbicide și în contextul ăsta suntem în căutarea de noi erbicide, așa cum este și erbicidul de preemergență Proman 500, care a fost aplicat în doză de 3 litri la hectar. Este un erbicid care combate burenile
monocotile donate și burenele dicotile donate. Dintre burenele dicotile donate, cea mai importantă bureană combătută este ambrozia, care este și o bureană de carantină, iar legislația din România ne obligă să o combatem la timp, întrucât este o bureană care produce alergii, deci este o bureană care produce multe probleme de sănătate. În același timp, foarte interesant, are un spectru complet la burenile dicotile, poate controla xanthiumul, poate controla abutilonul, poate controla burenile din familia poligonacee, poate controla solanaceele. Este un erbicid care se recomandă în programele alternative de combatere, deci datorită faptului că este un erbicid care se recomandă în programele alternative de combatere datorită faptului că se poate integra în programele antirezistență, deci metobromurom este o substanță nouă activă și încă burenile nu au căpătat rezistență. De asemenea, compatibilitatea cu alte produse chimice la amestec este foarte bună. Are o selectivitate mare asupra culturii de soia. De asemenea, erbicidul lucrează foarte bine și în condiții de secetă, datorită faptului că este foarte bine fixat și stabilizat în complexul coloidal al solului, de unde își dă drumul pe măsură ce apar noi precipitații. A doua variantă de erbicidare a companiei Belchim în lotul agrotehnic de la Secuieni este un amestec dintre Proman 2 litri la hectar și erbicidul Deluj 960 1 litru la hectar. De ce s-a făcut acest amestec? Pentru că în România sunt sole unde îmburenarea cu buren monocotiledonate este masivă, iar controlul în post-emergență al acestora este în dificultate. Erbicidul Deluj are ca substanță activă S-metolachlorul 960 de grame pe litru și este destinat în special combaterii burenilor monocotile, dar și a unor dicotiledonate. Dintre burenile monocotiledonate, ciperusul, Digitaria, Poa, Echinocloa, Cruz Gallis sunt burenile principal combătute. De asemenea, completează spectrul de combatere a burenilor dicotile prin combaterea lui Lamium și lui Polygonum, aport adus în combaterea burenilor dicotile donate la erbicidul Proman. Erbicidarea se face în preemergență, este un amestec foarte sigur, selectiv pentru cultura de soia și de asemenea nu ridică niciun fel de probleme în rotația culturilor. De asemenea, datorită faptului că se aplică în preemergență, evităm orice fenomene de fitotoxicitate, iar eficacitatea timpurie a produsului duce la o combatere excepțională atât a burenilor monocotiledonate cât și a celor dicotiledonate la acest tip de amestec.